Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou vlog. Acest vlog nu voiam ca să-l fac, dar m-am simțit nevoit pentru a-l face, deoarece aseară, la o simplă întâlnire și o simplă vorbă cu o bună prietenă de-a mea, am verificat propria sa mașină pe car vertical, site-ul pe care eu în trecut nu l-am recomandat și am întrerupt recomandarea cu ei deoarece nu avea o bază de date foarte bună, însă pe viitor am văzut că și-au îmbunătățit baza de date și am zis băi, hai să ne reluăm activitatea cu ei, colaborarea și să încercăm să colaborăm din nou pentru că mi s-au părut foarte precis. Eu nu recomand ceva ce nu mi se pare ok. Tocmai de asta vă dau 10% reducere din partea mea pe primul link din descriere dacă vreți să vă verificați mașina. Acum, pe scurt, să vă povestesc ce s-a întâmplat aseară, ce s-a întâmplat cu Volkswagen Golf 7 din imagine. După cum vedeți, aceasta este mașina, însă este doar o poză informativă, nu este chiar propria sa mașină, pentru că nu a vrut să apară. Mica mea vrea ca să-și vândă mașina și a zis, băi, înainte ca să o vindem, hai să facem o verificare car vertical, deoarece nu ar vrea ca să înșel pe nimeni și aș vrea ca să cel care cumpără să dețină toate informațiile. Eu nu prea știu foarte multe informații, în trecut am mai verificat mașina pe car vertical, însă nu mi-au dat mari detalii, să zic așa. Și ce crezi ai putea tu ca să mi-o verifici? Și eu, reluând parteneriatul cu Car Vertical, m-am oferit ca să eu verific. Haide să vă arăt acum ce s-a întâmplat și ce am descoperit. Bun, am trecut pe calculator. Acum am intrat pe Car Vertical, pe propriul meu cont. Iar aici, după cum vedeți, am verificat mai multe mașini în trecut. Și în prezent, să zic așa, unele cu bani, unele fără bani. După cum știți și ați văzut vlogul cu mașinile cumpărate de la Craiova, care erau la vânzare în Craiova, în parcurile auto, ați observat că ulterior, ultima dată am verificat un Volkswagen Golf 7 ce se afla în turnul Severin, ulterior care l-am cumpărat. Și da, a fost de folos acel raport Car Vertical deoarece a avut informații reale, informații foarte bune. Bun, așa cum vă ziceam mai devreme, la o simplă vorbă aseară cu buna mea prietenă, ce deține un Volkswagen Golf 7 din 2013, motorul 1.6 TDI de 105 cai putere. Pe scurt, mașina a cumpărat-o acum 2 ani, în 2019, a cumpărat-o din târgul din Craiova, adică de la parcul acela de pe centura Craiovei, a dat pe undeva la 7.900 de euro, și foarte multe nu prea a avut de unde să știe pe vremea aceea, nu știa exact despre Car Vertical și da, Car Vertical nu avea baza de date foarte bună. A dat banii aceștia, mașina avea 190.000 de kilometri în bord, după câteva luni au început să apară problemele. De ce această mașină a început să-i apară problemele? Bun, raportul acesta l-am făcut eu aseară. Îi dăm aici vizualizare raport și să vă arăt despre ce este vorba și ce am găsit. Da? Uitați, dacă vedeți pe ecranul meu, ați primit o reducere specială de 10%. Asta o primesc toți cei care vor să-și facă un raport car vertical. Vedeți aici seria de șasiu. Uitați-vă la ce oră am verificat eu aseară la 20:10, da? 12.08.2021, astăzi suntem în 13 când filmez vlogul și totodată când îl și postez. După cum vedeți, kilometrajul acestui autovehicul poate fi modificat. Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat. Deci tot ce apare cu verde este în regulă. Rest, ce nu apare cu verde, există o problemă și deja vedem problema unde este. La verificare kilometraj. Activitatea identificată a fost fabricat în 18.09.2012, deci a fost trecută când a fost înmatriculat în România în 2013, cum ar veni vorba, prima înmatriculare și după cum observăm, jos de tot, a fost înmatriculat în 2019, luna a 9-a, deci fix atunci când a cumpărat prietena mea mașina. Mașina nu este furată, apare raport din fiecare țară, iar acum să vedem
Buba, unde este Buba? Ce s-a întâmplat aici? Deci bun, după cum vedeți, mașina a avut kilometri dați înapoi și nu au fost 10.000, nu au fost 20.000, ci au fost 100.000 de kilometri dați înapoi, mergi cu spatele. Bun, avem tot raportul de când s-a fabricat luna 11-2012, da? Uitați, a făcut într-un an 20.000 de kilometri, 19.256, următorii ani puțin, mai puțin, pe urmă tot așa. Iar când a cumpărat ea mașina, adică probabil când a fost adusă în țară, să zic așa, avea 293.000 de kilometri. Deci ultima verificare în 2018, luna 7, mașina a avut 293.000 de kilometri. Apoi, în 2019, când prietena mea a matriculat mașina, mașina avea 199.000 de kilometri. Da? Am zis bine, 199.000 de kilometri. Da, kilometri au fost dați înapoi. Priviți, 2020 207.000, iar acum mașina 2021 are 230 ceva de mii. Deci, kilometrii reali ai săi ar fi vreo 330.000, 340.000. Ei, acum să vorbim și de probleme care au apărut la mașină și ce s-a schimbat la mașină, pentru că prietena asta mea a băgat foarte, foarte mulți bani în mașină. După câteva luni au început să apară problemele cu chiuloasa, pierdea apă, ventilatorul îi mergea în continuu și îi fierbea foarte rău motorul. Vă dați seama că și-a făcut griji, a dus-o în reprezentanță. Acolo costurile de reparație și de schimbare cu totul al chiuloasei, pentru că, după cum știm, motoarele astea de 1.6 și mai ales cele HA sunt problematice. Da, majoritatea au probleme cu chiuloasa, asta să aveți în vedere toți cei care verificați mașini și vă cumpărați mașini 1.6 diesel, Golf 6, Golf 7, nu știu dacă și la 8 a fost problema asta. A avut probleme cu chiuloasa și a avut fisură sau ceva de genul, asta a fost marea problemă. A zis că ea nu cumpără second hand, a zis că mai bine dă un ban și o cumpără nouă. Da, și a dat un ban și a cumpărat o nouă. Cât credeți voi că a costat manopera și costul chiuloasei nouă? Lăsați-mă jos chiar acum în comentarii, aveți la dreptul la 2 secunde. Bun, au trecut cele 3 secunde. Costul reparației a fost de 7.000 de lei. Deci aproape 1.300 de euro. 1.300 de euro, fraților, o grămadă de bani. Băi, o grămadă de bani, 1.300 de euro. După aceea au început să apară alte probleme, cum ar fi termostatul, cum a fost radiatorul de apă, un senzor de la ventilator, toate au început să o ia rana. La frâna de mână iar au fost ceva probleme, probleme peste probleme. Deci mașina la kilometri reali, 340.000, a început să pice. Însă ea în bord a avut 200.000, vă dați seama că ea s-a bucurat, Doamne, când am cumpărat mașina, când a cumpărat mașina s-a bucurat. A fost kilometri puțin și a și plătit-o, 7.900 de euro, nu sunt de aici, de acolo, sunt niște bani care fiecare muncește pentru ei. Pe car vertical aici am constatat atât mai multe chestii și mai multe informații despre mașină și cea mai importantă e că oarecum a scăpat că nu are daună, să zicem așa. Da, vedeți, și asta este și seria. Mașina va intra la vânzare, va intra la vânzare sub prețul pieții. Toată lumea cere 1.000 de euro, mașina va fi sub prețul pieții, iar proprietarul va spune de această problemă cu kilometri, iar tot ce a schimbat la mașină s-a efectuat cu facturi de verificare, absolut tot are un dosar în care îți arată câți bani ai investit în mașină. Dar o să vă anunț eu când va intra la vânzare, poate careva dintre voi este interesat de mașină, mașina în momentul de față este într-o stare ireproșabilă, însă putem constata că, virgula, acei samsari din parcurile auto de la Craiova fac numai mișmașuri, numai mișmașuri. Acum 2 ani când a cumpărat ea mașină, vă dați seama că
nu avea car vertical datele atât de bune. Tocmai de asta am întrerupt eu colaborarea cu ei și acum am reluat-o pentru că am văzut că se merită. Cei mai mulți spun despre car vertical că nu se merită, domne, că e... că te înșală, că nu știu ce, că nu știu cum. Vă asigur că aia care spun chestia asta sunt de regulă samsari. Eu nu aș putea să afirm acest lucru deoarece am văzut și am făcut rapoarte la diferite mașini și m-am convins despre car vertical pentru că mi se pare ceva normal ca să-ți verifici o mașină în 2021. Cumpărăm o mașină care o plătim mai mult de 5.000 de euro, să zic așa. Nu vorbim despre mașini de 1.000, 2.000 de euro, 3.000. Până 3.000 de euro eu consider că nu aș verifica o mașină pentru că nu sunt foarte mulți bani. Dar deja când dai 1.000 de euro pe o mașină, parcă 1.000 de euro sună altfel, să zic așa. Băi, și cam atât cu mașina asta și cu kilometri care au fost mergi cu spatele, probabil, de la Craiova la Severin... În câteva luni cât prietena mea a cumpărat mașina, 103.000 de kilometri dați înapoi, mașina în prezent, v-am zis, are în bord 240.000, în realitate cam 340.000 de kilometri. Cel mai important e că nu are măcar daune, asta ne putem convinge, domne, că are daune, e 2013, avem și detalii despre ea, că e hatchback 2013 diesel, codul motor, cum am zis mai devreme, CLHA, tracțiune față 77 de kW și volanul este pe stânga. Și aici car verticalul ne mai spune niște informații. Fiți la curent cu problemele speciale ale modelului și cu rechemările în fabrică. Vedeți ce au fost destule, cum se poate face, verificați starea pneului, aveți grijă la garnitura de chiuloasă defectă. Chiar asta spuneam, legat de chiuloasă, verificați toate nivelurile lichidurilor sub capote. Exact ce am spus, a avut probleme cu radiatorul, cu apa, cu pierderea de apă. Verificați culoarea fumului evacuat. Băi, aici e ok, are filtru de particule pe ea și încă este funcțional, Doamne ajută. Verificați frânele pentru a determina starea a roadelor și a plăcuțelor. Da, a avut ceva probleme la frâna de mână, din ce știu eu. Exact cum spune car vertical, cam asta a și suferit mașina, să zic așa. Astea au fost problemele des întâlnite. Băi, nu aș vrea ca să mă lungesc foarte mult cu acest episod. Am vrut să postez un alt vlog astăzi, însă verificăm mașina aceasta, seara m-a determinat ca să postez acest clip astăzi și să vă îndrum, să aveți mare grijă ce cumpărați, să verificați mașina înainte să o cumpărați. Eu nu am un mare avantaj că verificați de pe link-ul meu sau nu, am și eu acolo un anumit procent pe care îl câștig. Voi aveți o reducere de 10%, adică două rapoarte sunt 100 de lei, iar dacă ai 10% reducere ai 90 de lei, iar un singur raport de 70 de lei, iar dacă îl vei face, îl vei face cu 10% din partea mea, cu 60 de lei. Ce să zic, faceți și voi ce vreți, ăsta a fost sfatul meu, aveți grijă ce cumpărați, aveți grijă de la cine cumpărați. Acesta a fost episodul de astăzi, ne vedem într-un nou clip, vă salut!